Bună dimineața! A, ce? Nu e pe aici? Nu eu. Mergem la piață. Mergem prima dată aici, lângă noi. Nu știu ce vreau, m-am găsit cu numere. Aici, lângă noi, este Marea Hală, care sunt, cred că în total, 10 producători. Nu-i mare. E mare în cazul că nu mai avem piața noastră. După aia merem la piațul mic. Păi dacă nu avem încotro. Eu fructe am vrut să iau și legume și... Nu găsim aici, tot încolo să luăm. Așa, asta e marele piață. Eu aici te aștept, mami. Ok. Bun. Noi mergem la piața Mihai Viteazu. Aici o luăm mami una alta. Și am auzit pe șeful piațului cum a vorbit cu vânzătorii de acolo. A spus că încearcă să pună țăranii aici unde a fost piața, fosta piață, dar să aibă de vânzare ce au ei din grădină. Deci rădăcinoase, frunze din astea, verdețuri. O, n-are voie banane, n-are voie tot ce-i fruct exotic, nu-i voie. Păi de ce? Fiindcă lasă să fie piață cu țărani. Țăranii n-au banane, n-au portocale și așa mai departe. Și încearcă la obor să fie cu lubeniță, cu fructe, cu toate alea. Și aici, la noi, aici în piață, să fie țărani. Să vedem dacă o fi așa. V-a făcut și așa. Adică? Crezi că mă bag în fața lui și mă uit așa. Ce face cu asta? Pune casa la ziar. Intermediar, știi? Poate. Vezi să nu uit. Vineri, să vin la fata care vinde brânză, cu 3,50 vinde ea, nu cu 5 cum vinde în hală. Ce vinde cu 3,50? Brânză, despre brânză e vorba. 35 de lei? Da. Kilo? Da. Aha. Ai făcut anunț acum să nu mai ai. Nu știe care fată. Da, știi de. Am să-i spun că-i fac reclamă, sincer. Că e o fată faină. Și de ce să nu vândă? Eu n-am vrut să mă duc acolo în hală cu mamă. Ba, cred că trebuia să mă duc, exact. M-am așteptat să stai atât, am stat atât în mașină. Îmi pare rău că ai stat. Când ai văzut că nu vin, puteai să vii și tu. Am mai răspuns la comentarii. Când am un pic de timp liber, nu răspund la comentarii. Ce mai vrei să-i dai?
aici? Mai merg și aici la Unicarm. Ce zomanule. Să iau niște oase, ca în varză dulce. Chiar ieri am început din ea să iau. Și să nu se ofilească. Mâine fac oasă așa de porc cu varză dulce. Știi? Cine știe cât mă învârt aici? Dar acum domnul ce vrea să facă? Să intre unde iasă. Porsche. Da, o picat un pâmp. Frumos. Ce-i frumos, e frumos. Am ajuns și la piața Mihai Viteasu. O luăm pe unde vei, că habar n-am ce vrei să faci. Să dau 30 de lei din aia, 3 lei la Ionica. La Ionica? Da. Cu 2 lei. Numai dacă vrei. Vreau, că mă uit. Asta e magiun de prune? Da. Fără zahăr? Fără zahăr. Și cu cât dai caserola asta mică? 20. Nu veniți aici la domnul. Pentru noi, a noastră România sunt prea bău. Păi, de la mulți acasă. Păi, ce treabă. De la China, nu nimic. Cum așa era zima mică, îl pune și nu mă pus. Ioi! Oamole! De ce e așa că li s-au stat un pic la soare? De la soare. În zare bună! Hai, da, ce nu mai mă filmat, lasă. Ok. Ceau, ceau. Nu, lasă că ești bine! Auzi cât îi place că se vede grăsut. Foarte fain. Dar ce cu un pic de gheață. Hai să-mi iau.
dacă e cine dorește să schimbe, ce să vă dau? Ce fain. A, vrea să fie medic, cred. Ce vrei să iei, mere? Nu. Aici sunt merele alea care iau la mami, care zic că sunt pentru diabet. E cu 7 lei kilo. Ciupercuță? Nu sunt mai ciupercile alea care am pus eu să iau, care sunt roz în urmă. A. Nu ții mere mami din alea, dar mai ai acasă. A, ai luat-o. Dar nu din alea de diabet. E, acum. Mai e și diabet. Kilogram, o, ce fain arată, super. Da, 50 kg. Nu, nu, că sunt la dietă. Așa. Mami, dar n-am... Nu, ok, nu mai zic. Că și noi avem, nu știu de ce. Așa. Știți că eu am acasă șoancă, dar n-are frisa aia lângă șoancă, știți? E, da, da, da. E nu, că ce zice? O fost porcul de carne. Da. Da. Și, dar noi nu ne ținem din ăla. Nu ne place. Nu ce ne place. Și ăsta, Marele Alb, da. Marele Alb. Asta e de la Marele Alb? Ok. Chiar e Marele Alb. Câte chile a avut? Nu știți. 60, uh-huh. Tu că crezi și pe ăsta 200 și... A, nici și e o boabă de colesterol și bine. Chiar pentru tine e luat să mângi? Da. Păi noi avem șoancă acasă cu flisă. Ce nu-ți place? Că n-are clisă? Da. Aha. Că mie îmi place șoancă. Am mâncat ieri, m-a plăcut foarte mult. Asta e arpagic, mami. Pe negru? Da. Poți să rogă de altceva? Da, să te faci. Ui, ce urtiță, caracol. Tot și. Mai puțin vine doamna Ana la piață. Habar n-aveam că-ți vinete. Și astea tot vinete? Astea pipare. Ardei. Ok. Mulțumim! O zis că o să mai aibă, nu? Da. Mușcate. Uite acolo. Da. Acolo în spate văd ceva mușcate sau ce să. Da și bol fiscal. Nu? Asta la
Mami, de astea sunt faine, muscate. Da, dar nu sunt din alea curgătoare. Și astea cum le dați? 35. Eu vreau din alea curgătoare. Mâine. Mâine, astăzi le-am dat toate. Ce fain smochii. Numai nostru n-a făcut frunze. Și uite ce mic e. Ăla mamea nostru cred că n-a prins smochinul nostru. Uite asta ce mici și-au frunze. Merem la fratele Costel. Și așa trebuie să-i duc ce am de gând. Și merem la roșii de Buzău din punctul ăsta. Am înțeles. Roșii Aurora. Auzi, mami, roșii de Buzău, dar îs din punctul ăsta. Cum vine asta? Așa, cum auzi. Merg la fete? Mă duc dacă stai aici în față. Ce fain răchimioare. Eu mă duc aici la Unican. Până tu mai stai. Nu-mi pun, că și așa nu filmez acolo. Cum am scurt la piață? Da? Voi? Să răție, mi-e cozonat. Wow. Super. De tate un pic. Văd că aveți de muncă. La grădini. La grădini, da. Și cum n-au fost două la zile la grădini. Și greșit de asta. Da, și nu vreau, mi somn, vreau să fac nani. Așa vorbeam, mai cu 10 ascult cu 5 minute, încă pe 5. La 6 și 10 sau 11 la 11 terminat, dar se arăt că te rui. Ai făcut, ai avut de... Am promis că fac 1. Ok. Dar de obicei mă colțez eu. Am înțeles. No? Ce să zic? Așa am făcut și aia. Și eu m-am culcat după... Pe la 1, cam așa m-am culcat. Voi la televizor. Poate că nu mă relaxez. Eu am mai avut de lucru, cu video, după aia am vorbit cu o doamnă, cu sora Mândra. Mândra, doamne, eu iau după mami, sora Zâna. Nu, am mâncat, dar nu, acum nu vreau cafea, mai încolo. Am mâncat măr, știi? Și nu merge imediat după măr, cafă. Cu mare dar. Da, știu. Altceva nu face... Nu. Copiu. Mai, să mai dau un pic jos. Și după aia vin să mai mânc așa ceva. Lasă-i bine, dați-i. E bine. Doamne ajută. Tu, cum ești? Așa că eu am două zile. Ce vrei? De ce vă se vezi? Da. Hai să vă rog. Da. Ăsta e. Ce este, dragă? Ce beau eu de detoxiviere? Regenor. Ok. Vitamina C și grefuit. Interesant. Chiar interesant. Da, așa are, ce vei, dragă? Cu tusa. Atât așa. Și cum îl bei? Așa, simplu. Da, da, o dată, de două, de trei ori pe zi. De trei ori pe zi după mâncare, la oră după mâncare. Aha, nu, am înțeles. Na, nu ne deranjez. Ia că asta e o să trebuie. Da, stai, de vină, că să vorbim să-i tactic. Nu, 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 mulțumesc, Adelu! Da, mulțumesc! Oh,
Astea au făcut ieri la noi fetele. E foarte bun. A, scuză-mă, asta, da. Asta cu nucle. Alea de jos sunt altceva, cu șuhaida. Ok. Foarte fain. Așa, au fost clienții, m-am spus că s-a uitat. Da? Domnul să fie slăvit. Mă bucur. Mă bucur. Eu am pus acolo unde scrie numărul vostru. Dacă cineva vrea să comande din țară, să poată să facă comandă. Ce e asta? A, e cu vișine, numai așa pe atât. E pantișpan cu fructe de pădure. Da? Ai acolo ce mai e numai bucata aia. Asta nu știu. Ne-am văzut la noi. Asta am văzut cu vișine. Da? Uh-huh. Foarte fain. Ok. La tavă din aia mare, azi n-am mai făcut, tot mai rămas. Ok. Probabil că o să facem. Nu mai mă întâlnesc atât de atent, că îmi fac așa cu ochiul. Nu știi ce greu mi-e și mie. Mai ales că eu recunosc că-s mâncăcioasă, nu ca Eva. Și eu mă sunt vinovat la, la rubrica asta. Nu, dar din totdeauna am fost așa. Deci eu recunosc, nu-mi place de la apă. Chiar vorbeam acum că o cumpărat mami Crisă. Că au zis că șoncul nostru n-are așa mare, n-are așa multă crisă și nu prea place din cauza asta la mamă. Este porci care este pentru carne? Da. Și alții care... Da. Așa suntem și noi. Asta nu are, da, într-adevăr așa mare. Da. Și și-o dat crisă bunică. Da, și-o luat o bucățică. Ceau, Eva. Uite cum am în piață. Da, da, e bine, nu mai doare spatele, aproape deloc. Bună și... ziua, bună ziua! Ești bine? Da, da! Și am dat o raită pe la piață. Numai voi doi, eu pot să dorm la bunica. Da, da. Sigur, acum când e așa frumos, da, de, da, de foarte locuri. Fain. Foarte fain. Foarte fain. Îți vine să intri, numai să fii tot afară, să te plică. O să... Așa cum am fost să vadă și de mușcate, să își cumpere flori și să punem un pic în curte. Mm-hmm. Care curg. Și nu au avut băiatul acum, dar mâine au zis. Deci prăjitura de ieri e atât de faină. Atunci am mâncat numai două bucăți. Da. Atât de faină. Da, dar la capia n-ai bucă, nu, 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 n-am mai bucă. Am mâncat măr cu pâine neagră. O felie de pâine neagră din aia subțire. A, nu, no, e cu, mă, cu pită împreună, așa știi? Da, nu și ieri, n-am treabă. Și de când am mâncat așa, pe când am topit. Ok. Măr cu pită, mă bine, nu spunea. Uite, mie nu-mi face nimic măr cu pită, dar dacă beau acum o cafea, ăsta, atunci așa mă frământă, știi? Dar nu, nu, mănânc și după ce am mâncat bine, atunci pot să-mi permit să beau cafea. Chiar nu mea? Da, da. Nu e regim special, nu, nu mănânc. Da, un pic grijă și nu mănânci prăjeli. Da, și nu mănânc gras, știi? Mănc așa, carne fiartă, cartofi, fierți, morcovi fierți, sub da, pește. Fără, da, da, da. Tot ce e așa, fiert, știi? Sau la cuptor, numai cu ulei. Uite, de exemplu, ce ați mâncat voi ieri, eu n-am mâncat și nici nu mânc. Că au fost pulperea la cu pui de sos, nu? Au fost ceapă călită. Un pic de smântână lichidă, știi? Da. Și un pic de ulei prăjit. Nu, nu. Da. Da. E cazul, e cazul. Să mai dau câteva chile jos și după aia mai trebuie să mă mințin. De ficat gras. Da. 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 Atâta mii de aiurea. Știu ce stai de ceri de la. Ieri în filmare. Când te-am auzit, m-am întors pe jos, că știu că ți-a zis că frate nu a avut treabă. Cu triglicerii de la? Da. Și ce-a făcut? A făcut diabet.
strâns, că nimeni nu zic. Dar au mers la doctor, au luat pastile, au... Da. Așa la fizic, nu mai slapă ce zici. A, da. Și tot mai are diabet. Deci a rămas, da, chiar dacă o slăbit. Da, dar e tot așa, o bază de stres. Da, uh-huh. Lui pe bază. Că nimeni din familia noastră nu a avut. Da. Cică, cică, de genetic. Eu am șanse pentru diabet de 50%. Pentru că da. Este în familie. Da. Stai, nu, eu nu vreau să aud din astea. Hai că la fel te întreabă și când m-am dus eu să așa fac... Așa e statistica, nu. Eu nu vreau să aud din asta. Lasă-mă, m-am dus eu să fac asigurare de viață când am spus că mama a avut cancer. Nu o să-mi fac asigurare de viață, că sunteți predispusă 50% când am auzit gen, că aveți gena. Tu te de aceea, adică dacă... Care și pentru asta nu-ți face asigurare de viață? Nu, la o anumită firmă nu o să fac. Așa m-am făcat. Ok. Nu de acord cu asta. Nu o lua tu... Nu iau, dar nu, trebuie să mă gândesc puțin să mă trag de la una și la alta. Deci, de la mie din familie nimeni nu a avut. Bună, mă avut. Uite, prăjitura asta care ai făcut-o tu ieri. Nu. În mod normal m-aș fi săturat de ea. Adică da, aș fi mâncat... Ai, așa cum zic, tăiai așa de orizontal o bucată, așa ai? Da, liniștit. Ceau, fetele? Da, ce faceți? Da, ce am să stăm de povești un pic. La mulți ani, doamna Angela, vă pupăm, să vă faceți bine și vă transmitem tot binele din lume. Niciodată nu târziu. Iar Marcia a pus zoaie și zice mâna. Nici noi n-am știut. Dar asta e. Oricum, noi am zis bine că nimai. Noi am zis că Eva, că o să trecem pe la doamna Angela în vară, să stăm la grădină, la o grădină și să povestim. Doamne, ce fain! Merem toți împreună! Merem! Dar cum să nu? Mi-aș aminte drag de ea. Așa am zis că trecem pe la doamna Angela în vară, la o cafea, să stăm la ea în grădină. Da. Așa da. A rămas. Ar fi fain, da, mergem împreună. Păi, uite, acum ea aude, sigur. Și o să spună. Și o să spună. Vă spun eu precis, ea acum e un pic de curățenie, că o să aibă nuntă, nu știu, știm care în iunie sau iulie, nu știu. Și acum văruie. A, ca la nuntă. Tu o sunat cineva pentru comandă. O să te sune. O să mă sune? O doamnă, până acum am vorbit cu ea. Doamne ajută. Cred că din Alba, nu mai știu cum. Alba? Da. Și a fost ziua lui doamna Angela? O fost în două strâni. Pe calea asta. Să fie sănătoasă, să mai treacă pe la noi sau ne invităm noi la ea. Ne auto-invităm. Cu drag acolo la grădină m-aș duce, da. Da, merge în costul domnului dacă doamna Angela... Dar sigur. Dar e bolnavă? Nu. Numai acum e un pic... Cu pregătire? Da. Acolo mai... Astăzi mergem la ea. Mergem să punem dacian fasole în grădină. Ok. Super. De care fasole? Încă fasole de aia verde. Tuburi. Eu i-am spus ei când are de lucru în grădină. Eu vin, dar nu numai la fasole, tot. Ce este? Aș fi ajutat cu drag. Și aș fi făcut o filmare, ar fi fost fain. No, la fasole am fost filmat. Dar nu-i bani. No, vede și Natalia acolo cum da, se da. Face. Interesant. Am pus cu Natalia în grădinuța mea cu flori. Eu n-am avut melci din aia fără... Coclie. Coclie din aia mici. N-am avut în grădinuța mea. Și m-am pus și m-am adus pământ din pădure. Așa și un pământ de melci? Da. Un pământ cu fos, așa fain. Și când acolo m-am adus melci, să dau și lanță. Și am mazăre. Ce bucuroasă a fost că pune mazăre, făcea grăbițele, punea aia. Tot o mânca merge în frunze, care le spargă. Așa le mănâncă. Dar este ceva soluție pentru merge care se dă. Ceva mâneale, așa niște granule albastre. Să iau, da, să iau și să dau și să scăpăm de merge. Dar așa zic că la flori nu mere. Dar la mazăre au făcut-o ca bătie. Mergem? Mergem, da. Ne dăm geanta mie. Da,
Ia, poți la ouă? Am ouă. Ai ouă? Da. Mă bine. Cred că de-abia poți să-ți iei mâna, așa-i? Da, vezi și tu. Ai? Nu vă cred, bunica ce ați băgat de apă cu vântul. Asta are 10 kg. Asta e o simplă poșetă. Asta e, asta e crocodil. Tu nu ai zis că încape mea de 500 de lei? Da. Nu. Da, 100 de euro. Intră? Da. Dacă e lucru mai scump. Da, da. Dar oricum. E crocodil. Fetele ori mai stau. O zi bună să aveți și pe ăla. Treabă. Okay. Ciao Eva. Ciao. La fel. Ah, la grădinărită, la prăjitărită, am înțeles. Ok, ciao, ciao. Da, hai la mașină. Unde e mașina? În partea aia altă. Și n-am plătit parcarea. Serios? Aha. Îți obișnuiți să o bag aici în parcare și plătesc când ies. Și am uitat că n-am intrat în parcare, că n-am avut. Mai bine, da, da. Și ascult. Mai e ceva sau? Nu mai. Dar ce ți-ai luat aici așa de greu? Nu știu. Eu mai am bănuți, cum au rămas de la soluția asta, da. Nu, no, eu nu vreau, mai am 50 de lei și nu mai vreau să iau. Ah, nu, no, hai să berem atunci. Nu, no, hai de mai am. Și de la polul mic. Nu, ia pe aia 50 de lei, că și-o tot atât am. Hai că te lăsă să faci lucru, să pleci. Sănătate nu mai bine. Hai să le iau de aici de la băiatul ăsta. Okay. Îți faine roșiile astea, am luat și sunt foarte faine. Dar astea cu câte sunt? Cu 15? Așa îți mai duci la 25. Nu merge în către casă. Am ajuns acasă, pe drum n-am mai filmat. Vă arătăm ce am cumpărat și după aia avem de făcut cozonacul. Mers repede după Natalia. Mergem. Am luat sălată. Dar știți cum am luat-o? Exact numai căpățână. Foarte faină, cu leu bucata. Deci asta e sălata. Am luat carne de lucru de curcan. Aici am... O să arăt. Și aici de la Ionică... S-o spart? Nu. Ouă. Și m-am luat slănină. Să nu râdeți de mine că m-am luat slănină și gata. Mirela seamănă pe mine cu slănina. Deci, am luat mere care să... pentru compot, pentru plăcintă, pentru de toate și vă arăt cât de faine la 1,50 kg. Uitați aici. Un pic mai lovit e, mai bătut e, mai... Nimica toată, ia să desfac până jos. 1,50 kg. Fac și compot, fac și prăjitură, pot să mănânc și așa. Astea sunt cam dulci. Mai bine nu mâncaș așa. Este și din astea mai așa. Am văzut, e acolo de din jos. Uite, vezi? Din astea. Da, ce ți-am luat. Ok. Iată, am luat tot în boș. Am luat roșii. Astea nu mai fost la... Nu pot să desfac în tot cazul. La 15 lei. Da. Îți faine. Rândul trecut de la același băiat am luat cu 13 lei, acum au fost cu 15. N-avem o țară de brânză. Ba da. Avem? Un frigider? Nu. Iată. Din asta proaspătă de oaie. Au, de asta mânc acum roșii, o salată de roșii cu brânză și cu pită neagră. Și am luat, eu am vrut de la doamna Viorica să iau un păhărel mic, m-am gândit o fi vreo 5-6 lei. Nu-ți dau asta, ia pe asta.
Dar lasă-mă că nu mai vreau să iau așa scump. Cât o dai? 15 lei? 10 lei? Bine. Cu 10 lei. Și m-am luat o feliuță de slănină. Nice faină. Șoric e bun? E moale? Asta nu știu. Măcar șoric să mâncă. Și... am vrut să iau oase din alea garf. Să fac varza aia dulce. Dar nu am avut. Și am luat asta. Îmi faci o salată de roșii până vin. Unde te duci? Să fac video ăsta. Așa. Mă încrepi și mă luc până Natalia. Trimite pe Angie și eu fac plăcinta și o pun la cuptor. Ah, că la unul plecăm. Okay. Când iasă Natalia de la grădiniță, eu trebuie să fiu gata. No, bun. Știi? Și aici am luat, dar nu mai văd, să fac de toate. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Pace, la revedere! Timpul fuge fără noi, alergăm după nevoi, fără rost. Nu mai știm cine suntem, unde mergem sau ce vrem, cu ce rost. Am uitat că noi suntem fii născuți din Dumnezeu, prea înalt Dumnezeu. Suntem prea obișnuiți, suntem poate prea robiți de ce avem aici pe pământ. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită sus, vede slava lui cea mare, cine va cădea, se va ridica, fiindcă e predată toată inima, toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită sus, vede slava lui cea mare, cine ce lăsăm. Am promis, dar noi uităm. Până când? Până când? Oare cum ne va găsi? Vom trăi sau vom muri? Ce va fi? Ce va fi? Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită sus, vede slava lui cea mare, cine va cădea, se va ridica, dacă e predată toată inima, toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită sus, vede slava lui cea mare, cine va cădea, se va ridica, dacă e predată toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită sus, vede slava lui cea mare, cine va credea, se va ridica.
dacă e predată toată inima, toată inima. Vine Iisus, cine-i gata de plecare? Se uită sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica. Dacă e predată toată inima, dacă e predată toată inima.